Felicitări, domnule profesor Horia Tuță, pentru monografia care ați realizat. Este un click, este un început pentru rebrandirea brandului Căsoaia. Bună seara, Târnovani! Bună seara, Chiereni! Bună seara, Drăuceni! Bună seara, Agrișeni! Bună seara, Arăcani! Toți locuitori ai Ținutului Zăranului, mărginit la nord de Valea Crișului, la sud de Valea Mureșului și în vest de podgorile renumite ale extinderii Zăranului. Toți locuim într-o șosă emanată prin zonă, într-o țară binecuvântată de Dumnezeu. Oameni harnici, oameni destoinici, oameni cinstiți, oameni eroi și patrioți. Nu uitați că de aici s-au jertfit pentru cauza țării foarte mulți oameni. Oamenii au înscris pagini de glorie și de orism în conflagrațiile în care a fost implicată România. Eu cunosc Căsoaia de aproximativ 50 de ani. Căsoaia pentru mine a reprezentat o casă mare. O casă mare, cum ar spune bunăoară Mărioara lui Păcu, Lena lui Gheorghe sau Veta lui Marie. O casă care s-a impus prin frumusețea, prin amplasamentul și prin respectul localnic. Este momentul și bine ați făcut că ați făcut, ați realizat această monografie ca un început de rebranduire. În tinerețea mea, eu aveam două embleme. Emblema mea era Zăran, Higiș, Căsoaia și Slaviș, care sunt emblemele țării Zăranului. Dacă intenționați o rebranduire a acestui ținut, acestui amplasament, v-aș ruga să țineți seama de brandul Zăran, Higiș, Căsoaia, care spune tot. Vă mulțumesc! Dori să mulțumesc, să aduc mulțumiri domnilor Florin Cornoiu, Mircea Boran și Titu Ștefanov, care mi-au asigurat materialul ilustrativ din colecțiile personale de fotografie. O parte din ele le găsim chiar în această expoziție, care ne creează ambientul necesar pentru prezentarea acestei cărți. De asemenea, aș dori să aduc mulțumit domnului Călin Gheorghe, care a editat această lucrare, și editurii Gutenberg, care a dus-o la bun sfârșit. Un cuvânt aș dori să spun, un cuvânt laudativ, despre domnul dr. Ioan Don, directorul Grădinii Botanice din Marca, care a realizat unul din mari botaniști ai țării, ai națiunii noastre. Este mai modest și mai puțin cunoscut în lumea noastră, în lumea celor care nu ne ocupăm direct de botanică, dar în lumea botaniștilor. Aș dori să vă asigur că este o somitate și a realizat o identificare a tuturor speciilor arboricole, arbor și arbuști, din această zonă, care este bogată și este unică, mai ales în ceea ce privește și citată lumea. Am încercat să aflu, fără să reușesc cu certitudine, când a început această denumire de Căsoaia și nu pot merge mai adânc în istorie de anul 1930-1931, când documentele spun că în Valea lui Iosif, de lângă Târnova, prințul Șulcovski și-a ridicat un castel de vânătoare, o casă mare cu etaj a cărei fotografie se găsește aici și care, de fapt, a inspirat arhitectul a cărui nume nu am reușit să aflu pentru ridicarea adevăratei Căsoaie. Etajul întâi de la această căsoaie apărută în 1930 pe Valea lui Iosif, la poalele Higișului, fiindcă nici munții Zărandului și această denumire este recentă, se chemau Higiș-Drocea, a fost închiriat de Asociația Țara Iula din Arad, Asociația de Turism, care a dezvoltat gustul pentru turism, l-a întărit, l-a
denumație a exploatatorilor de mine din secolul 11-12 și a exploatatorilor de păduri cu exploatarea peisajului natural care au fost turiști. Este începutul căsoaiei, fiindcă în 1935, la câțiva ani după ce prințul Șulcovski a ridicat castelul de vânătoare și probabil că n-a avut succes cu acest castel decât sub aspect turistic, iată s-a format stațiunea climaterică Căsoaia S.A., o asociație de profit care a devenit ulterior un ONG și care a atras din ce în ce mai multă lume. Căsoaia are o istorie interesantă, are un peisaj natural interesant, are o economie interesantă. Să ne gândim la valorile care sunt sub aspect economic, începând de la Agriș, vărările din Agriș care ar merita să fie conservate, cunoscute, cuptoarele văr. Dar avem biserica din Agrișul Mare, realizare a arhitectului Silvestru Rafiroiu, una din marile realizări acestui arhitect din județul Arad. Dar avem Arăneagu, avem Minele, avem Trâmnova, Dudul, toate au o personalitate extraordinară și care personalitate ne exprimă ramura aceasta nordică a muncilor Zărandului, ramura sau partea sudică a țării Zărandului, care am impresia și certitudinea de fapt că se întinde și nu întâmplător a fost luată această denumire de Munții Zărandului, fiindcă se întinde până la Valea Mureșului și localitățile din dreapta Mureșului oarecum sunt și zărândane și sunt persoane care confirmă acest lucru. Căsoaia are o istorie interesantă, cabana Căsoaia, care a dat numele locului și să ne vine în păcat că s-a demolat, dar ne vine dictonul francez, regele a murit, trăiască regele, Căsoaia a murit, trăiască Căsoaia, fiindcă eu sunt convins că odată cu ridicarea acestei case verzi, odată cu programele care sunt puse în derulare, odată cu activitățile și cu marea afluență de public, Căsoaia va renaște. Un singur lucru cred că trebuie să ne dea de gândit tuturor celor de aici și mai ales factorilor politici, factorilor de decizie. Este vorba de acest part de sculptură realizat în perioada 1979-1985, realizat cu mari greutăți, n-aș spune sacrificii, dar cu o activitate deosebit de interesantă și de bogată, mai ales prin participarea unor artiști importanți ai epocii. Să ne gândim că ne aflăm în 1979-1981, s-au realizat 70 de lucrări. Cea mai mare colecție de artă monumentală care există în această parte, nu în țară, există cea de la Măgura care este mai mare numericește, dar există un peisaj, există căi de acces, există niște nume. Autorii respectivi din anii din urmă, cu peste 3 decenii, erau în tinerețe. Acum sunt unii foarte importanți, a căror nume sonor ne spune despre, exprimă despre marile valori pe care noi le avem și pe care poate nu știm să le întreținem și să le administrăm ca lumea. Dar este un gând care, așa cum am spus, Căsoaia a murit, trăiască Căsoaia, înseamnă că vom realiza și acest lucru. Vă rog să vă scuzați, nu știu dacă este prea mult. Pe mine mă întristează dispariția acestei cabane. Pentru mine a fost de suflet. Eu aș propune să se realizeze o machetă, un amplasament la o scară mai mare, un amplasament bun ca să fie originea acestei zone. Vă mulțumesc! Mulțumim! Vă mulțumim, domnule doctor, cetățenii!
proaspăt cetățean de onoare al comunei. Domnul doctor este născut la Chier și este unul din cei mai titrați medici din România. Lucrează la Spitalul Clinic de Urgență din Cluj și îi mulțumim foarte mult pentru prezență. Îi mulțumim în numele tuturor pacientelor din comună, din împrejurim, pentru tot ceea ce ați făcut pentru el. Vă mulțumim. Onoare, domnule doctor. Cu drag. Aș dori, în continuare, să vă fac niște precizări legate de program. Dacă s-ar face un clasament al punctualității, cred că m-aș clasa pe podium. Vă rog să respectăm tot ceea ce e scris în program. La ora 19:00, trebuie ca împreună cu domnul director Sinaci, colaboratorul nostru în realizarea acestei sărbători, să deschidem sărbătoarea.